Bună ziua, dragii mei! Bine ne-am regăsit la Viața în Culori. Astăzi ne-am adunat aici să vă facem o invitație, o invitație pe care nu puteți să o ratați cu siguranță. Sună atât de bine, o să mergem cu toții, probabil, sau un număr cât mai mare, vom încerca să fim acolo, pe data de 17, într-o duminică, la un târg de bine. O să ne povestească mai multe despre asta invitata mea de astăzi. Este vorba despre doamna Elena Damian, care este președinta Asociației Copiilor cu Handicap Fizic din România, filiala Neamț. Bună ziua! Bună ziua. Și ne bucurăm că vă avem astăzi alături de noi. Vă mulțumesc din suflet și eu mă bucur că sunt alături de dumneavoastră. Recunosc că sunt foarte mândră de activitatea pe care dumneavoastră o desfășurați acolo, în cadrul acestei asociații. Încercați de fiecare dată să veniți cu ceva nou și să fie spre binele acestor copii și a familiilor în grija cărora ei se află. Și de fiecare dată faceți astfel de activități prin care încercați și uneori și reușiți să adunați fonduri pentru ei. Da, într-adevăr, fiecare an, cum am obișnuit Romașcanii, din anul 2008 și până în prezent, am făcut diverse activități, mai mult pe partea socială. Aceste activități în care și se includ serbările de 1 iunie sau Moș Crăciun, care acestea sunt o tradiție în asociația noastră. Iar din 2009 am început prin a spus copia, mai bine zis, să fiu sinceră, din alte fundații, din alte fundații, pentru că fiind la început, în anii din urmă, nu știam exact ce trebuie făcut, sunt foarte multe lucruri, nu e ușor să fii un administrator al unei ONG-uri, sau poate mulți spun, e un ONG, nu ai nimic de făcut, nu ai nimic de realizat, sau multe alte lucruri, dar lucrurile nu stau așa, după cum tu știi foarte bine. Acești copii trebuie să lucrăm foarte mult cu ei, au nevoie de multă afecțiune, sunt foarte mămoși și în special revenind la ce activități facem noi, în special copiii cu dizabilități în fotolii rulante, deci cei pe parte neuromotorie au nevoie de foarte multă recuperare. Deci pentru asta dumneavoastră vă luptați întotdeauna, am încercat fonduri. Și am făcut mediatizat toate activitățile din cadrul asociației, ne-a plăcut să fim tot timpul transparenți, să promovăm persoana cu dizabilitate, indiferent de gradul de dizabilitate sau forma de dizabilitate, că e sindrom Down sau autism sau în fotolii rulante. Activitățile mai mult au mers în ultimii ani pe expozițiile cu vânzare. Expozițiile cu vânzare în ce constă? Sunt lucrări făcute de noi mămicile împreună cu copiii, pentru că trebuie să fim conștienți că acel copil sau tânăr cu dizabilitate nu are puterea și forța necesară pentru a aduce la bun sfârșit o lucrare. Din câte am văzut în ultimii ani, și lumea este puțin mai pretențioasă, vor lucrări perfecte, dar trebuie să înțelegem că acele lucrări sunt făcute de persoane. Și cred că asta este natura frumuseții. Da, sunt făcute de copii, sunt făcute de multe cu foarte ori, multă dragoste. Ca să nu vorbesc din prisma unei mame care am un copil tânăr cu dizabilitate, vorbesc din cealaltă prismă, cum aș vedea eu. În momentul când vrei să faci un bine, nu contează, eu știu, obiectul respectiv sau perfecțiunea acelui este obiect. Gestul în sine e pe care îl faci. Da. Și întotdeauna am căutat ca la orice proiect micuț pe care noi l-am organizat pe filială să facem lucruri utile în care oricine poate să-și permită să cumpere, să achiziționeze un obiect, magnețel sau coșulețe ornamentale, sau lumânările acelea minunate. Da. Mi-a fost greu la început, trebuie să spun, Monica, să confecționez acele lumânări împreună cu mămicile, pentru că au o tehnică aparte. Sunt matrițe pe fiecare formă de lumânare. E o temperatură anume care se încălzește, acea parafină sau
Totuși asta nu v-a demotivat și ați făcut tot ce e posibil. Din contra, mi-a dat o ambiție mult mai mare și o siguranță pe mine de a veni din nou cu alte modificări și îmbunătățiri totodată la aceste lucrări. Ce se întâmplă la acest târg de bine? Ca să fie o continuare la discuție, de la activitățile cu expoziții, cu vânzare, strângere de fonduri, am ajuns să gândesc, pur și simplu, stând la o cafea, mai bine spus, de relaxare, am zis că ce-ar fi să ies puțin din contextul acelor evenimente micuțe, doar cu carabă. Deja n-ați obișnuit. Așa. Și am gândit să facem un eveniment la un nivel mai mare. Nu am făcut niciodată un asemenea eveniment, sincer recunosc că este pentru prima dată. Într-adevăr, munca este de 10 ori mai mare pentru acest eveniment, care va fi în data de 17 la orele 15 la un restaurant din zona poliției, care va fi și sponsorul principal al acestui eveniment. Și gazda evenimentului. Și gazda evenimentului, bineînțeles. Să venim, eu știu, noi ne-am gândit în jur de 100 de invitați, intrarea este liberă, orice romașcan poate să vină, să ne cunoască, să asiste la acest eveniment minunat, eu pot să spun. Am să dau câteva detalii, dar nu prea multe, că vreau să las romașcanii să descopere esența acestui eveniment în sine. Va fi difuzat la început un spot publicitar al nostru care ne definește și... Prin care să vă prezentați, nu? Celor care nu vă cunosc deja. Transmitem un mesaj, da? Deja vor fi și câțiva copii care transmit câteva mesaje către toată lumea. De fapt, este și mediatizat pe pagina noastră de socializare. Vom avea și un mini-spectacol în care vor participa copiii romașcani. Iată, aveți și parteneri. Da, noi avem o colaborare foarte bună cu toate școlile din Roma și cu școlile speciale. O să ia cuvântul, încă noi suntem în faza de pregătire, nu e finalizat. Nu e definitivat totul. Încă nu. Cum încă vă pot ajuta romașcanii în care romașcanii vor participa care vor să ne ajute sau vor să participe, să vină, să ne fie alături, să ne sprijine. Orice, să fac donații, să da, fac cine vrea să face, o să facă și donații. Dacă nu doresc să cumpere, eu știu, un produs, prețurile sunt accesibile pentru mâna și buzunarul fiecărui romașcan. Noi niciodată nu am propus prețuri foarte mari. De ce spun prețuri? Poate alții o să spună de, dacă e eveniment, eu știu, caritabil, mergem, luăm orice produs la orice preț sau toate la un singur preț. Nu, pentru că materia primă este foarte scumpă, cumpă, care noi o cumpărăm. Și atunci am devenit mai mult în pierdere, în pagubă, decât să avem, eu știu, un beneficiu. Să atingeți scopul până la urmă. De pe aceste produse. Prețul vor varia, începând de la 6 lei până la 40 de lei. Sunt platouri ornamentale, mai ales acum cu venirea sărbătorilor de Paște, sărbătorilor pascale, da. Sunt obiecte decorative care se pot face cadouri cu mare drag pentru orice eveniment. Nu ne-am axat numai pe Paște, când întotdeauna mi-a plăcut să avem o gamă variată de lucrări. Au venit, de fapt, au început să vină și donațiile în produse și mă refer, avem sponsori care ne-au donat diverse lucruri și în special aș începe, dacă pot să dau nume, de persoane, da, cu domnul Titi Holban, care ne-a donat și noi pe domnul și mulțumim pe această cale de câteva obiecte de la Gerasit, care sunt foarte benefice și foarte superbe, sunt minute acele obiecte. Care vor fi scoase la licitație. Vor fi scoase la licitație, da. Am avut o discuție și cu doamna de la librăria de la 1 mai, nu știu exact cum îi spunem, acelei librării. Și lista rămâne deschisă. Vom avea sponsori care ne vor susține și partea de consum, un suc, un fursec la acea zi, la acel eveniment.
Eu cred și sper din tot sufletul să fie un eveniment frumos, cât mai mulți, eu știu, participarea, un număr mai mare de romașcan la acest târg de bine, cum l-am numit în prealabil. Întotdeauna dăruit satisface mai mult decât acțiunea de a primi. Și acești copii pe care dumneavoastră îi aveți în asociație au mare nevoie de sprijinul nostru. Din partea noastră trebuie să facem un efort foarte mic pentru a le face un bine foarte mare pentru ei. Da, ținând cont de gradul de dizabilitate care acești copii și tineri cu dizabilități l-au, nevoile sunt foarte mari. Păcate. Ei în permanență au nevoie de această recuperare și nu numai. Deci noi aceste fonduri care ne dorim să le strângem sunt pentru toate activitățile din cadrul asociației. Ce veți dori? Unde vor merge acești bănuți pe care o să-i adunați? Toate activitățile sociale pe care, ținând cont că vine și 1 iunie, care noi facem acele serbări minunate și scoatem copiii în aer liber. Și ei primați daruri. Întotdeauna au primit și vor primi daruri, indiferent de cât de mult va fi ca noi părinții să lucrăm, să facem acești bănuți. Vrem să facem o excursie în această vară, o tabără. Vom vedea exact ce și cum, după cum tu bine știi, în fiecare an noi avem adunarea generală anuală care se face la în martie, pe filiale, unde ne punem un plan de activitate pe anul în curs 2016. Noi am avut AGA pe 26 martie, acum pe 16 o avem la București, la Organizația Națională. Și acel plan de activitate, într-adevăr, anul acesta ne l-am propus un pic mai stufos, mai bogat. E firesc ca de la an la an să crească. Ne-am dorit să facem și o angajare anul acesta pe partea de asistent social. Vedem în raport de buget partea financiară, dacă ne permitem cu o normă întreagă, dacă nu măcar cu jumătate de normă, cu 4 ore, pentru a putea copiii să beneficieze de anumite facilități din partea asistentului social. Ne mai propunem totodată să facem un club al tinerilor în care să-i obișnuim cu partea de creativitate, să învățăm culoarea, exact cum ai spus și tu la începutul emisiunii, pentru că acești tineri trebuie încadrați, eu știu, pe piața muncii. Și așa vom face... Știu că lucrați la acest proiect de foarte mult timp, care eu mi-l doresc și am vrea la început, până prindem toate, să facem de fapt toate demersurile și toate documentele, că nu este ușor a face un atelier protejat, să începem cu un club. Să-i familiarizați cu această activitate, să-i pregătiți. Putem să ne achiziționăm toată materia primă din care să învățăm acei tineri să facă diverse lucrări, pentru că noi pe asociație am achiziționat și noi la rândul nostru diverse, eu știu, avem o mașină pentru făcut felicitări, trebuie să le ușurăm și munca totodată, pentru că el cu mânuța puțin sau mai mult bolnavă poate să facă doar anumite operațiuni. Și ne-am gândit respectivă să achiziționăm acea mașinuță de felicitări în care să-i ușurăm munca. Plus magneței, care noi facem foarte mult în asociație cu diverse ocazii. E o tehnică nu prea grea, care ei pot, de fapt, să lucreze la acele... Câți astfel de tineri cu dizabilități aveți în asociație? Bine, noi am ajuns acum la un număr de 60 de copii și tineri cu dizabilitate. Numărul acesta deci ei au început să crească de la o lună la alta, de la un an la altul. Anul trecut aveam doar 42 de copii și tineri, anul acesta avem deja 60. Bine, numărul este foarte mare, dar din păcate foarte mulți părinți s-au plafonat și au început să țină acei copii în casă, care este un lucru foarte grav din punctul ăsta de vedere. Dăunător pentru dezvoltarea copilului. Izolarea nu este bună, nici pentru copil tânăr, nici pentru noi părinții. Bine, e parte o să spună că e ușor să dai sfaturi sau lecții, dar nu este așa și contrazic în totalitate aici, pentru că acel copil trebuie să-l faci util, să-l scoți în societate, pentru că asta este și deviza noastră a asociației în sine și asociațiilor. Deci nu e să punem pe caz de izolare.
Nu, din contra. Să-i încadrăm în școli, în școli speciale chiar, pentru că atunci au un colectiv, au niște cadre didactice. O activitate care le aparține, cunosc o altă persoană, exact. Fac diferite activități și au nevoie bine, de și diversitate. Sunt aceste tehnici pentru acești copii cu dizabilitate. Poate au obosit acești părinți pentru că sunt ani de zile în care s-au zbătut și nevăzând rezultatele, probabil e ușor frustrant pentru ei, da, dar asta ar trebui să nu îi demotiveze și să meargă mai departe. Dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, sunteți mama unui tânăr cu dizabilități, e o situație destul de dificilă pentru că Ionuț aproape este mai bine dezvoltat decât sunteți și e greu să-l deplasați dintr-un loc în altul. Da, este foarte greu. Totuși, nu v-ați... Tu cunoști foarte bine persoanele și familiile acestea din cadrul asociației noastre, pentru că tu ai lucrat și lucrezi în continuare. Da, și sunt mândră de asta, de începuturile mele și mi-au prins tare bine toate aceste activități. Într-adevăr, sunt părinți care s-au plafonat. Greutățile toate, de fapt, toți avem. Chiar dacă avem, eu știu, copii sănătoși sau copii cu handicap, cu dizabilitate. Dar și eu de multe ori am căzut, poate, dar am încercat și am reușit totodată să mă ridic foarte repede, pentru că plafonarea nu dă bine. Ce vă motivează să mergeți mai departe și nu numai să faceți... Nu e bai. Să faceți lucruri nu doar pentru Ionuț, dar pentru ceilalți tineri la fel ca și el. De unde motivația asta? Nu știu, fiind și o persoană în care am trecut prin anumite probleme de sănătate mai grave, a fost o motivare a mea și în care m-am regăsit. Mi-a făcut bine acest mediu al copiilor cu dizabilitate în general și de aici mi-a dat puterea. De acolo v-ați luat seva cumva, da? Da. Și ați zis că cineva trebuie să lupte și pentru ei. Da, păi asta este. Dacă cineva nu face ceva pentru ei, atunci unul nu face, celălalt nu face, nu face nimeni. Atunci totul se dă uitării, acești copii nu vor mai fi scos în societate, să-i acceptăm așa cum sunt. Vă felicit foarte mult pentru toate aceste inițiative pe care le aveți, că ieșiți în comunitate, vă faceți vizibili, oamenii, așa zis, normal, pentru că normalitatea asta e relativă, se familiarizează cu ei. Eu mă uit, fetele mele care au crescut în acest mediu, îi percep ca pe niște copii absolut normali și nu se mai uită ciudat sau nu se mai uită insistent la persoanele care prezintă o anumită deficiență. La început am avut mari probleme și noi, după cum știi, în anul 2008, având și sediul în grădinița numărul 1, program prelungit. Unde îl mai aveți în continuare. Și în continuare, da. Într-adevăr, lumea la început a fost puțin mai reticientă, mai răutăcioasă. Unii te judecă, ne judecă și în ziua de astăzi, nu e o problemă. Dar s-au mai pierdut din aceste gândiri. La oameni a ajuns informația corectă. Că nimeni nu este vinovat, nu părintele, nu copilul, pentru starea în care se află. Dacă stăm bine și ne gândim, e cel mai bine niciodată să nu criticăm, să nu judecăm, pentru că oricine poate să ajungă dincolo de cealaltă barieră. Poate să fie un frate, o soră, un vecin, cineva drag nouă. Și atunci, de-abia trecând prin acele clipe, sau un copil când se îmbolnăvește, răcește, suntem stresați, suntem agitați, ne supărăm, nu dormim nopțile. Deci e cel mai bine să spui niciodată să nu mi se întâmple acest lucru și să-l crezi pe cel de-alături. Și să fii tolerant. Chiar dacă, să de exemplu, accept. Poți să-l ajuți în niciun fel, măcar nu-l critica, nu-l judeca. Mai bine îi faci decât atunci când te uiți, eu știu, într-un colț al ochiului sau faci diverse comentarii, reproșuri pe anumite tematici. Cam avut acum vreo 3 ani de zile, având aici în centru un stand de prezentare, nu? Am avut probleme cu câteva doamne, dar și tocmai mi-a fost chestia că a fost de vârsta a treia, unde erau poate și ele bunici, mame, și e bine. Ce reproșau? Bine, că un copil cu handicap se face la chestii multe lucruri sau niciodată, după cum știi, de exemplu Alina,
A fost un copil normal până la vârsta de 9 ani. Și post-operator a devenit o persoană cu dizabilitate. Alții devin o persoană cu dizabilitate dintr-un accident de mașină. Alții se nasc așa. Deci nu putem să știm exact cauza acestui grad de handicap și e bine întotdeauna să întindem o mână, să vorbim cu ei, să zâmbim, să-i îmbrățișăm, exact, să le spunem o vorbă bună, să-i încurajăm. Exact. Eu vă admir și pentru faptul că mă gândesc, părinte fiind, atunci când mi se îmbolnăvesc fetele și știu că e doar pentru o perioadă, da, simt că nu mai sunt aceeași, că nu mai sunt eu până când nu le văd bine. Că fiind părinte, suferim indiferent de situația în sine care este pe moment. Dar la dumneavoastră e o situație pe care trebuie să o accepți și cu care te lupți toată eu viața. Eu sunt bucuroasă că bunul Dumnezeu mi-a dat răbdare și m-a îndrumat spre aceste lucruri minunate care să le fac. Așa, în tot timpul mă văd motivată și, cum ți-am zis și mă repet, fac cu mare drag toate lucrurile acestea. Ca să realizezi sau să organizezi un eveniment de așa amploare, nu este ușor. În primul rând, îți trebuie foarte multe lucrări să prezinți la acest nu eveniment. Nu aveți eu experiența necesară. Totul învățați și dumneavoastră din mers, vă inspirați, cum spuneați, de la celelalte asociații, ONG-uri. Sunt și multe lucrări care noi achiziționăm, diverse lucruri, și apoi le facem o combinație a celor materiale din care le facem aranjamentele, sau sunt multe lucruri care le pur și simplu le achiziționăm și le mai îmbunătățim noi, ne punem sigla pe ele, pentru că un eveniment sau un act caritabil, cum se numește și acest frumos târg de bine al nostru, sunt lucrări în care nu trebuie să comentate, în ghilimele spun lucrul acesta. Nu asta este scopul, exact, nu asta este sensul, este strângerea de fonduri și trebuie să ne gândim la toate lucrurile astea, pentru că ajuta pe cineva nu face oricine, trebuie să pornească totul de aici. Să facem cu iubire și cu toată dăruirea de care dăm dovadă. Îi așteptăm pe toți romașcanii care vor să facă un gest liberă de bine. Va fi mediatizat și pe pagina de socializare, vom distribui aceste afișe să ajungă în cât mai multe locuri și la cât mai multe persoane. O să e un afiș vesel de primăvară. Foarte vesel, așa cum este și atmosfera acolo la dumneavoastră. Mă gândesc că ce plăcut este să vă adunați părinți, copii și să faceți împreună toate aceste lucrări minunate. E un timp frumos pe care îl petreceți împreună. Și o noastră a părinților. Făcând aceste lucrări, l-a ambalat, l-a decorat, ne povestim anumite lucruri, ieșim puțin din cadrul ăla obișnuit de acasă în fiecare zi. Devenim copii pentru câteva ore, eu știu, 2-3 ore. E o terapie atât pentru părinți cât și pentru terapia, copii. Eu am citit lucrul acesta cu terapia prin lucrare, prin activități creative. E cea mai bună terapie, lucrând sau făcând anumite lucruri, să tricotăm, să desenăm, să, eu știu, să facem altceva, este cea mai bună terapie a omului. Așa este. Art-terapia nu e doar o modă în prezent, e o necesitate pentru cei mai mulți dintre noi. Suntem supuși stresului zilnic și atunci ne deconectăm cu aceste activități. Sigur că da. Sunt lucruri, de fapt, se pot face foarte multe lucruri frumoase. Trebuie să ai timpul necesar și inspirația totodată. Poți să ai 3-4 obiecte pur și simplu, dar dacă știi să le faci frumos pe un singur platou, de exemplu, deja ți-a ieșit decorația respectivă. Deci pentru dumneavoastră e o provocare atât de mare și ați învățat atât de multe lucruri, probabil nesperat de multe lucruri. Niciodată nu am crezut, dragă Monica, că eu am să fiu capabilă să pot să realizez aceste lucruri minunate și să învăț totodată și ceilalți părinți. Pentru că nimeni nu se naște învățat. Dar uite că există dorința aceasta de a învăța lucruri frumoase, dar dacă suntem cu un suflet bun,
și avem o credință în Dumnezeu, eu cred că orice este posibil. Așa. Nimeni nu poate să spună că ceva nu se poate face. Uh-huh. Orice este posibil. Și copiii vor fi prezenți la acest eveniment? Copiii da, din centru? Vom avea și câțiva copii la acest eveniment. Nu putem să îi chemăm pe 60. Toți, pentru că sunt copii cu diverse, eu știu, cu divers grade de dizabilitate. Uh-huh. Vom aduce doar câțiva copii pentru eveniment și ceilalți vor viziona cum vom pune pe pagina noastră de socializare acest eveniment caritabil. Târg de bine. Toți oamenii de bine sunt invitați, indiferent de vârsta pe care o au, de la cei mai mici până la cei mai în vârstă. Sigur că da, din toate domeniile de activitate, mm-hmm. nu suntem nici cu dreapta, nici cu stânga acest mm-hmm. eveniment, toată lumea este așteptată și îi așteptăm cu drag. Vor avea mm-hmm. parte și de alte surprize și de intrarea care va fi la acest eveniment. Surprizele sunt mari, dar nu putem difuza deocamdată acest lucru. Îi așteptăm să le descopere. E cel mai frumos când descoperi tu în sine. Mm-hmm. Și atât ora 17, oră extrem de rezonabilă, nu, 15, într-o zi de 15, da? Și da, asta este binevenită. Avem mm-hmm. timpul necesar să stăm și la masă, eu știu, duminică, după care mm-hmm. să mergem la o plimbare, pur și simplu, ne recreiem. Și unde te mai pui că faci și un gest foarte frumos, sigur, care va fi extrem de binevenită pentru acești copii. Familiile lor sunt apăsată de faptul că trebuie să investească foarte multe resurse, atât de timp cât și financiare pentru susținerea acestor copii. Da. Și atunci activitățile pe care le desfășurați acolo, păi, după cum sunt foarte binevenite. Știi, noi avem kinetoterapia, care e un proiect mm-hmm. în parteneria cu Biserica Precista Mare, cu părintele Antocedan. Un gest foarte frumos pe care l-a făcut părintele. Mulțumesc pe această cale din suflet. E un proiect care continuă. Părinții merg cu drag la asociație și duc acești copii tineri cu dizabilitate la orele de kinetoterapie. Care sunt gratuite, și în special, nu? Da, sunt gratuite. Pentru că eu întotdeauna am vrut ca acești părinți să nu scoată bani din buzunar pentru plata acestor recuperări, pentru că sunt destul de costisitoare. Uh-huh. Și menirea asociației asta și este, să venim în ajutor, în sprijinul familiei, cu cât putem și noi, pentru că noi ONG-ul nu suntem susținut financiar de nici de Guvernul României, nici de primărie, nici nu de aveți nimic. Alte surse de finanțare. Nu, doar din ceea ce facem noi, expoziții cu vânzare și formularele 2%. Sponsorizări și donații, doar atât. Deci mergem pe picioarele noastre, cum se spune, și ne susținem financiar din punctul ăsta de vedere. Și iată că vă mențineți. Bine, primăria ce ne ajută și e un lucru foarte bun. Nu plătim utilitățile, lumina, căldura, spațiu, nu este uh-huh. cu chirie. Este un, deci ajutor, e un ajutor foarte, foarte important pentru noi. Păi să ne dăm seama atunci cât ar costa și uh-huh. costurile de întreținere, atunci chiar că... Și e un spațiu destul de generos pe da, care l-aveți spațiu, acolo da, la dispoziție. Da, aveți și curtea aceea foarte frumoasă, nu? Da, care curtea este în partea să, despre grădiniță, da, putem să-i scoatem și la un părculeț, uh-huh. la iarbă verde acolo. Putem să facem diverse lucruri frumoase și activități doar dacă suntem susținuți, încurajați. Deci ajută și iubește. E un lucru care e ușor de spus, mm-hmm. dar e mai greu de îndeplinit acest fapt. Ar fi frumos să învățăm cu toții să fim mai toleranți cu cei care ne înconjoară, să oferim da, din bunătatea noastră și din iubirea da. Noastră, să ne alăturăm acestor cauze nobile. Sunt foarte mulți copii care au nevoie de sprijinul nostru și sunt categorii vulnerabile exact. Pe care ar fi bine să le susținem. Da, din păcate, tu spui lucruri foarte frumoase, dar realitatea e cu totul alta. Diferită, da? Da?
da. Poate să mai schimbă ceva. Eu știu tineri minunați, familii de tineri minunate, care sunt convinsă că vor adera la acest proiect pe care îl organizați. Să dea Dumnezeu, pentru că ăsta este și scopul nostru. Pentru că în momentul când vrei să faci ceva și ai un eșec, categoric demotivează. Atunci te demotivează și măcar cu prezența face foarte mult. Când vezi că ai pe cineva alături și te susține, atunci automat devii un alt om, gândești mai pozitiv, sufletul ți-e mai plin, ai o altă bucurie. În momentul când vezi că ești doar tu și câțiva oameni din prejur care tot fac parte din aceeași categorie, aceeași de la noi, de la asociație, e cu totul altceva. Oricum, noi credem că, și îmi place să cred lucrul acesta, pentru că eu totdeauna am gândit pozitiv, sperăm să fie un eveniment foarte frumos și și unul de amploare. Exact, da? De amploare. Să fie un eveniment de amploare. Locația este una foarte frumoasă. O să vă simțiți cu siguranță foarte bine acolo, printre copii, copii cu suflet mare, care au nevoie de sprijinul nostru. Puțin trebuie să facem pentru ei, dar spuneam, puținul pe care îl facem noi pentru ei înseamnă foarte mult, o să-i ajute să-și desfășoare toate activitățile de care au nevoie să se dezvolte cât mai armonios posibil și rețineți ce a spus doamna Elena Damian, au nevoie să simtă că noi suntem alături de ei, să-i încurajăm, să îi zâmbim, să-i acceptăm așa cum sunt, pentru că sunt într-adevăr foarte frumoși și foarte puternici. Nu știu câți dintre noi a reușit să facă față cu bine. Bine, sunt trei cuvinte: ajută, acceptă, iubește. Haideți eu să le respectăm și să le punem în practică. Vă doresc mult succes. Mulțumesc, o să fim acolo să vă susținem. Sunt convinsă că o să fie bine, pentru că e târg de bine și n-are cum să nu fie bine. Vă doresc toate cele bune până data viitoare, să aveți un weekend minunat și să fiți înconjurați de oameni frumoși. Numai bine!